vreme e frumoasă, mediu e bun, e plăcut, e ok, chiar e bine. Partea de sus e un pic periculoasă, dar jos e ok, e lină. Cine merge cu atenție, n-are probleme. Extraordinar, super, foarte bună. Și zăpada, și vremea ține cu noi. Sper să se păstreze vremea, să nu plouă, că e cel mai mare inamic al zăpezii. Prima porțiune aici, câteva sute de metri, 300 de metri. Mediu puțin, poate mai greuț aici, după care e o pârte facilă, abordabilă de către orice skior sau snowboarder care are foarte puțină experiență, deci nu e necesară foarte multă experiență pentru a coborâ. Ci exact ceea ce ar trebui pentru o pârte de agrement aproape de un oraș. Nu? Ce s-o dus de 10 ori pe aia de jos, vrea să se tească pe aia de jos. Ține cont de gradul pârtii. E o pârtie normală, medie, cu porțiuni mai dificile de roșie. Condițiile, ca în toată țara, sunt gheață, pârtie tare. Gheață, nu e gheață, pârtie chiar foarte bună calitativ. Dar trebuie să fii puțin el cunoscător. Acum, cu nouul teleschi, e o treabă foarte bună, cu scos o parte din copii începători de pe pârtie. Și asta înseamnă că nu se pot întâmpla accidente, nici ei nu pot păți, nici alții nu-i pot lovi, că era foarte periculos. Deci e foarte bine s-a degrevat cu nouă teleschi. Însă, din păcate, sunt unii care, după ce fac o zi sau după masă sau 10 zile pe 10 pârtii pe teleschi, trebuie să facă și un telescaun, să se laude cât e de grozav. Și scapă controlul și asta este. Și atunci ori lovește pe altcineva, ori se lovește el, pentru că e tare pârtea, că în caz nu e ușor.